Salutare, salutare, dragilor! Astăzi vom face o cremă pentru dermatită. Dar mai întâi, haideți să vedem ce este dermatita. Este o inflamare a pielii care poate avea mai multe cauze și poate avea loc în mai multe forme. De obicei, dermatita implică o erupție cutanată însoțită de înroșirea zonei afectate. Vreau să vă mai spun că medicii au descoperit trei forme de dermatită. Cred că le cunoașteți deja. Și anume dermatita atopică, dermatita de contact și dermatita seboreică. Eu astăzi o să fac o cremă pentru dermatita atopică, care este cea mai des întâlnită boală de piele, încă din perioada copilăriei, să spunem așa. Vreau să vă spun că la nivel mondial, 1 din 5 copii se confruntă cu această afecțiune neplăcută, care se ameliorează spre vârsta de 5 ani sau chiar după închiderea perioadei de pubertate. Acum, haideți să vă prezint ingredientele pentru această cremă și vom vorbi mai multe după aceea, pe parcursul preparării acestei creme. Bun, deci pentru prepararea acestei creme eu o să folosesc astăzi apă de lavandă și apă de mușețel, am eu aici. Le am aici, 15 grame din fiecare. Vreau să vă spun că apa de lavandă, atât apa de lavandă cât și apa de mușețelă au o acțiune calmantă, se folosesc pentru îngrijirea pielii sensibile, iritate, deteriorate. De asemenea, sunt foarte benefice pentru îngrijirea pielii copiilor. Așa că eu astăzi o să folosesc cele două ape, iar pentru faza uleioasă vom folosi ulei de măsline, bio, virgin, dacă aveți. Deci 15 grame de ulei de măsline, 15 grame de ulei de mușețel, 5 grame de ulei de gălbenele și 2 grame de ulei de măceșe sau rosa moscheta. De asemenea, vom mai avea nevoie și de un emulsifiant pentru a uni cele două faze, faza uleoasă și faza apoasă. Eu am aici olivem 1000. Eu am aici olivem 1000, dar voi puteți să folosiți și emulsifiant oliva, dacă aveți. Bun, deci haideți să trecem la treabă. O să cântărim mai întâi uleiurile. Acum puteți să citiți și voi pe internet simptomele dermatitei, știu eu, factorii care duc la declanșarea acestei boli, tratament. Pentru tratament facem această cremă și eu mai am una pe canal, este crema cu unt de shea și ulei de cocos. Vreau să vă spun că în tratarea acestei afecțiuni medicii recomandă cremele grase care nu au parfumuri sau conservanți, da? Funcționează, aceste creme funcționează perfect pentru dermatita atopică. De asemenea, trebuie să folosiți detergent. Acum, dacă tot sunt la faza asta, haideți să vă spun și despre detergenți. Trebuie să folosiți detergent natural, vă rog, nu detergenți din comerț care sunt plini de agenți chimici. Și acestea, și aceștia influențează, să știți, în mâncărimile și pielea, care este foarte, cum vă spuneam, foarte uscată și hidratată. Pe canalul meu aveți detergent hipoalergic, detergent ecologic, așa că puteți să începeți să faceți acești detergenți natural, 100% natural. Bun, iar acum, cum vă spuneam, mai citiți voi mai multe pe internet, iar acum haideți să începem să pregătim crema. Deci vom avea nevoie, cum spuneam, 15 grame de ulei de măsline. Așa. 15 grame de ulei de mușețel. Așa.
Așa, încă puțin. Ok. 5 grame de ulei de gălbenele. Stai să văd dacă... Așa, dacă pot să desfac. 5 grame. Așa, și 2 grame de ulei de rosa moschetea pe care o să-l punem după aceea. Și acum o să punem de asemenea și emulsifiantul, 4 grame de olive 1000. Am pus prea mult. Acum o să scot așa că am pus prea mult. Așa. Mai scoatem 2-3 biluțe. Așa, dragilor. Am pus mai multe, am crezut că să pun. Bun. Acum aceste uleiuri și emulsifiantul merg pe baie de abur pentru a se topi emulsifiantul. Acum, dragilor, haideți să cântărim și partea apoasă a cremei. Vom avea nevoie de 15 grame, cum vă spuneam, de apă de lavandă. Bun, am pus prea mult. Stați așa că acum rezolv. Așa este, cine muncește mai greșește. Așa, ok. Și 15 grame de apă de mușețel. Așa. Acum, ce alte tratamente naturiste v-aș putea eu recomenda? Deci, când îmbăiați copiii, bebelușii, în apa în care îi îmbăiați, trebuie să fierbeți câteva tărâțe de grâu sau ovăzul. Ovăzul este foarte, foarte bun pentru dermatita atopică. De asemenea, pe canalul meu mai găsiți și gelul de ovăz. Este super, super. Eu l-am folosit pentru cea mică. S-a născut și ea cu dermatită atopică și încet, încet vreau să vă spun că ea a dispărut sau cel puțin nu mai are semne de dermatită, dar vreau să vă spun că o îngrijez și foarte bine, creme doar naturale, aveți și crema cu gălbenele, unguentul acela este foarte, foarte bun pentru dermatita atopică, de asemenea, cum vă spuneam, crema aceea cu ulei de cocos, care o puteți aplica pe zonele cu roșață sau mâncărime. Bun. Acum trebuie să ducem apa puțin pe baie de abur pentru a avea aceeași temperatură ca și uleiul. Bun, am aici uleiurile și aici apele florale. Acum o să pun apa peste uleiul și o să începem să mixăm crema. Crema începe să sărăcească, uitați. Nici nu mai trebuie să o mixez cu mixerul. Așa. Este o cremă, cum vă spuneam, foarte eficientă pentru dermatită. Eu o fac pentru o fetiță de un an.
pentru o cunoștință. Iar acum o să punem și vitamina E. Am eu aici. Așa, cam o jumătate de linguriță. Așa, este suficient. Vitamina E este super, super pentru piele. Uitați ce bine arată crema. Așa, acum o să punem și într-un borcanel. Așa, super crema. Așa, mai am și eu aici puțin pentru fiica mea. Haideți să vă arăt cum se întinde și pe piele. Super, super. Este foarte, foarte hidratantă. Așa. Ok, dragilor, sper să faceți această cremă super pentru dermatită atopică. Vă pup și ne auzim în următorul tutorial. Ciao, ciao!